Informațiilor ei nouă, doamnelor și domnilor, sunt Ștefan Mășcuță, bine v-am regăsit la știri. Proiectul de buget pe anul viitor ar putea ajunge astăzi în Parlament, un proiect pe marginea căruia au fost discuții aprinse în coaliția de guvernare, împărțită între măsurile populiste ale PSD-ului și dorința de a nu adânci deficitul bugetar al liberalilor. Gabriela Mihai ne spune mai multe despre forma finală a bugetului pe anul 2022. Gabriela, bună dimineața, ești în direct. Am găsit. Proiectul de buget pe anul 2022 a fost construit pe o creștere economică de 4,6% și pe un deficit de 6,24% din produsul intern brut. Astăzi, proiectul de buget ajunge pe masa guvernului și va fi adoptat în ședința de guvern. Nu este exclus ca ulterior, tot astăzi, să ajungă și în Parlamentul României. Am văzut că cele mai mari creșteri alocate din acest buget sunt pentru Ministerul Proiectelor Europene, o creștere de peste 300%, iar asta pentru că știm, acest minister gestionează și banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Pe de altă parte, o creștere foarte mare vedem și la Ministerul Economiei, 62% comparativ cu bugetul pe anul acesta, iar banii foarte mulți se duc în continuare și la Ministerul Muncii, acolo unde știm că trebuie acordate acele creșteri de venituri, inclusiv ajutorul pentru cei care au o pensie mai mică de 1600 de lei. Banii mai mulți merg la Ministerul Educației, Ministerul Agriculturii, dar și la Ministerul Sănătății, mai ales având în vedere și perioada pandemiei. Pe de altă parte, mai puțini bani merg la Ministerul Dezvoltării și totodată și la Ministerul Energiei merg banii mai puțini. De asemenea, și pentru Autoritatea Electorală Permanentă s-au alocat mai puține fonduri, însă anul 2022 nu este niciun an electoral, prin urmare există și o justificare. Ei bine, proiectul de buget trebuie să ajungă în Parlament, însă este nevoie înainte de asta de un aviz din partea CSAT și, așa cum spuneam, ulterior va ajunge în Parlament, până la finalul acestui an se va da și un vot, iar apoi legea va merge la promulgare la președintele României, Klaus Iohannis. O creștere semnificativă va fi la Ministerul Economiei, cu 62,84% mai mulți bani în anul 2022. Și cultura se va bucura de mai multă atenție anul viitor, astfel că se vor aloca cu 45% mai multe resurse financiare. Ministerul Transporturilor va primi cu 20% mai mult, cu 13% Ministerul Apărării, iar Ministerul Afacerilor Interne va primi cu aproape 12% mai mult. Bani mai mulți vor primi și serviciile. În top se află Serviciul de Informații Externe cu o creștere de buget de aproape 45%, urmat de STS cu 35%. SRI va primi cu 8% mai mult, iar Consiliul Superior al Magistraturii se bucură de o creștere substanțială, mai exact de 25%. Mai sunt și alte instituții către care vor pleca mai mulți bani anul viitor de la bugetul de stat, precum Curtea de Conturi, CSM sau Camera Deputaților. Administrația prezidențială va primi cu 23% mai mult. În topul scăderilor bugetare se află Ministerul IMM-urilor, cu 44% mai puțin bani alocați, urmat de Autoritatea Electorală și Ministerul Dezvoltării cu 36% și respectiv 23%. Înalta Curte de Casație și Justiție va primi cu 10% mai puțin, iar Ministerul Justiției cu aproape 9%. Guvernul nu a uitat nici de Biserica Ortodoxă Română. BOR va primi 885,3 milioane de lei, o sumă mai mare cu 2,3% comparativ cu anul 2021 pentru trei programe. Mai exact este vorba despre programul destinat salarizării clerului din țară și sprijinul Bisericii Ortodoxe Române din străinătate, pentru care vor fi acordați 751,2 milioane de lei. Programul pentru salarizarea personalului din învățământul teologic ar beneficia de 9,1 milioane
milioane de lei în 2022, în creștere cu 72% față de anul precedent. Cel de-al treilea program este cel direcționat lăcașurilor de cult, care ar urma să beneficieze de 125 de milioane de lei, cu 0,5% mai mult față de suma alocată în 2021, în vederea restaurării și conservării acestora. Pe de altă parte, antreprenorii din Horeca încep să primească ajutorul pentru perioada pandemiei. Peste 8.000 de firme din industria ospitalității vor împărți aproape 2,2 miliarde de lei. Colega mea, Irina Codreanu, ne aduce toate datele despre acest subiect. Irina, bună dimineața! Bun găsit! Astăzi încep plățile la schema de ajutor pentru domeniul Horeca. Este vorba despre o sumă totală de 2,14 miliarde de lei. Anul acesta urmând să fie plătită suma de 1 miliard de lei, iar de la începutul anului viitor urmând să fie plătit restul de sumă, mai exact aproximativ 1,2 miliarde de lei. Este vorba despre 8.000 de firme din domeniul Horeca ce vor beneficia de acest ajutor de la stat. Ajutoarele financiare prin schema Horeca se acordă ca o compensație pentru scăderea activității de anul trecut față de anul anterior. Scăderea activității cauzată de pandemia de COVID-19, așa cum spuneam, este vorba despre 8.000 de firme din domeniul turismului, al alimentației publice și al organizării de evenimente. Da, mulțumesc pentru informații, Irina Codreanu. Meteorologia anunță ger și ninsori în următoarele zile, dar de Crăciun se pare că nu vom avea parte de zăpadă. Mai multe detalii despre cum va fi Crăciunul anul acesta aflăm de la Alina Șerban de la ANM. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața, bun găsit tuturor. Într-adevăr, până în perioada sărbătorilor ne vom confrunta cu un val de aer foarte rece care va determina o scădere semnificativă a valorilor termice, astfel încât acestea vor fi ușor negative chiar și ziua, mai ales în jumătatea de nord a teritoriului, iar în noaptea vor caracteriza o vreme geroasă, adică temperaturi minime în jurul a minus 10 și chiar ușor mai coborâtă de atât, în mod deosebit în depresiunile din estul Transilvaniei. Astfel încât încă din această noapte temperaturile vor fi negative în toată țara, cu valori de la minus 1, minus 7 grade în nordul țării și în depresiuni, până spre minus 1, 0 grade în partea de sud a teritoriului și pe litoral. Marți, miercuri, vorbeam de temperaturi maxime negative de la minus 5, minus 6 grade în nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei. Marți, ușor pozitive în partea de sud, în extremitatea sudică a țării, 4-6 grade, însă miercuri, nici acolo temperaturile maxime nu vor mai depăși 1-2 grade. Deci vreme rece pentru această perioadă, chiar foarte rece în jumătatea nordică. Și spuneam că nopțile vor fi geroase, marți, miercuri, miercuri spre joi, cu temperaturi de minus 10 grade în Maramure și în Transilvania, în Moldova, dar și în celelalte regiuni temperaturile vor fi negative. Într-adevăr, după acest pasaj, destul de scurt am putea spune, vremea se va încălzi, astfel încât în perioada Crăciunului, în 25-26 decembrie, temperaturile vor fi chiar mai ridicate, cu mult mai ridicate decât în mod normal a avea la această dată, în jumătatea de sud a țării, acolo unde ne așteptăm la maxime, în jurul la 10, ușor peste 10 grade. Mulțumesc, mulțumesc mult pentru aceste informații. Mergem la sediul PSD chiar acum, acolo unde președintele partidului face declarații. Pentru anumite primării, pentru că nu s-au alocat și pentru primari care nu fac parte din PSD sau PNR. Nu am știință de această discuție. Dar cunoaștem istoricul acestor alocări și până la urmă cel mai afectat, cea mai afectată zonă a fost zona cu primarii care au câștigat sub sigla Partidului Social Democrat timp de 2 ani de zi. Prin urmare, se recuperează prin acest proiect de buget pentru anul viitor? În proiectul de buget toată lumea, banii se împart în funcție de numărul de locuitori și de zona, dacă e rural, urban. Deci nu are nicio legătură cu politica. Cu alte cuvinte, am intrat într-o normalitate.
Cum vedeți în proiectul de buget trecut de ministrul finanțelor Adrian Căciu, acel text conform căruia nu există sustenabilitate pentru o creștere a pensiilor cu 40%, așa cum de altfel dumneavoastră, partidul dumneavoastră... Ați fi așteptat ca în 30 de zile Partidul Social Democrat să rezolve toate problemele? N-am ridicat nici eu personal, nici colegii mei, o pretenție că suntem Batman sau Superman. Dar, în schimb, am văzut o creștere a pensiilor și am văzut că temelia negocierilor a fost pachetul social. Să știți că, în continuare, încă lucrăm cu materialul clientului. Mulțumesc. Pe de altă parte, nu se alocă acei bani așa cum ați promis la început. Da, președintele PSD Marcel Ciolacu la intrarea în sediul partidului, declarații în direct în urmă cu puțin timp, așadar discuții despre bugetul pentru anul 2022. Banii se împart la primării pe numărul de locuitori și dacă zona este în rural sau urban și nu în funcție de partid, a punctat Marcel Ciolacu. De asemenea, tot domnia sa ne spunea să nu ne așteptăm ca în 30 de zile PSD să rezolve toate problemele. Mergem mai departe cu jurnalul. Pentru că nisorile și-au făcut deja apariția în țară, astfel că pe mai multe drumuri din România se circulă în condiții de iarnă, dar probleme la această oră, ne spune Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic. Vă salut, bună dimineața! Bună dimineața! Într-adevăr, ninge, în special pe autostrada A1 Sibiu-Deva, pe tronsonul kilometric 260-292, între localitățile Cristian și Cunța din județul Sibiu. Traficul rutier în zonă se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă, fiind depusă zăpadă pe carosabil, dar se acționează cu material antiderapant și până în acest moment nu au fost înregistrate evenimente rutiere. De asemenea, este semnalată depunere de polei, carosabilul fiind alunecos pe mai multe artere rutiere din județele Timiș, Satu Mare și Mureș, în Mureș, pe drumul național 15, în zona localității Chețani. În plus, ninge ușor și în zonele montane ale județelor Brașov, în zona localității Predeal și Fundata, în Bihor, pe drumul național 75, între localitățile Lunca și Arieșeni, acolo zăpada este de 1-2 cm pe partea carosabilă. Ninge și în Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, Mureș și Sibiu, pe drumul național 1 în localitatea Bradu, dar și pe drumul național 7 între localitățile Tălmaciu și Boița. În plus, se circulă în condiții de aglomerație pe sensul de intrare în capitală al autostrăzii A1 București-Pitești, începând din localitatea Ciorogârla, județul Ilfov. Și cu permisiunea dumneavoastră, recomandăm șoferilor ca pentru reducerea riscului rutier, aceștia să adapteze viteza la condițiile de trafic, să ia în considerare că distanța de frânare crește pe un carosabil umed, dar și să-și asigure o bună vizibilitate prin parbriz, lunetă și geamuri laterale, să folosească de asemenea lumine de ceață dacă se deplasează pe drumuri unde este prezent acest fenomen. În final, le reamintim faptul că pentru deplasarea pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelopele de iarnă. Mulțumim pentru aceste informații, Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic. Doamnelor și domnilor, iată, se circulă în condiții de iarnă, așadar pe șoselele din România în această dimineață, mai ales în Transilvania și pe autostrada Sibiu-Deva. Așadar, mare atenție dacă vă porniți la drum. Mergem mai departe. România ocupă locul întâi în Europa în ceea ce privește vaccinarea la chiuvetă. Invitat în emisiunea Dosar de Politician, ministrul de Interne Lucian Bode afirmă că polițiștii au întocmit 500 de dosare penale și 1300 de persoane sunt cercetate acum pentru săvârșirea acestei infracțiuni. Fenomenul vaccinării fictive face ravagii în țara noastră, potrivit datelor anunțate de ministrul de Interne Lucian Bode. Astfel, România se situează pe primul loc în Europa la vaccinarea la chiuvetă. Ministrul a anunțat și sancțiunile aplicate în acest caz. Sunt peste 500 de dosare penale. Am explicație că polițiștii sunt la datorie. Poliția de frontieră și toate structurile noastre funcționează. De multe ori sunt trist când se vorbește despre Ministerul de Interne. Știți cum se spunea înainte de revoluție polițiștilor? Da, sunt milițienii. Este fals, pentru că în zi de zi sunt peste 5.000 de salvatori acționează
în fiecare zi. Nu doar vaccinarea la chiuvetă îl îngrijorează pe Bode, ci și traficul aglomerat de la graniță. Ministrul de Interne face apel la responsabilitatea românilor care vin în țară pentru a-și petrece sărbătorile alături de familiile lor. În momentul în care se vor întoarce la locul de muncă din Londra și ei au obligația să aibă testul PCR făcut pentru că vaccinul înțeleg că și nu vor fac face acolo, și vor, dar și, nu-l fac și când vor, intră în România. Își vor face testul cu siguranță dacă vor să se întoarcă la locul de muncă. Acest lucru eu nu-l înțeleg. Cum poți să vii cu zecile de mii, pentru că 13.000 doar în 24 de ore, într-o săptămână vom trece de 100.000 dacă se păstrează acest ritm, de persoane care vor intra în România și care obligatoriu trebuie să intre în izolare, în carantină. Ei, noi suntem obligați să găsim soluții, să reducem timpii de așteptare pentru toți și pentru cei 90% care respectă toate regulile și pentru cei 10% care spun că nu cred în vaccin, nu-și fac vaccinul, nu au testul și nu au fac dovada că au trecut prin boală. Iar salariile polițiștilor vor fi majorate din ianuarie 2022. Anunțul a fost făcut de către ministrul de Interne, Lucian Bode. Acesta este de părere că agenții de poliție trebuie să recupereze și majorarea ce li se cuvenea în 2021. Și premierul Nicolae Ciucă a dat asigurări zilele trecute în ceea ce privește creșterile salariale. Ministrul de Interne, Lucian Bode, dă asigurări că salariile din Ministerul de Interne vor crește de la 1 ianuarie. Vorbesc de salariu net. Un agent debutant are 2243 de lei. 2200 de lei? 2243 de lei, domnule Mănăstire. Atâți bani ia net. După care urcă agent 4, 3, 2, 1, până agent principal, 2900 de lei. Un ofițer debutant are 2411 lei, după care urcă până la ofițer specialist 1 la 4106 lei. Cât despre mult discutatele sporuri, spune ministrul Bode, acestea nu urcă cu mult venitul net al agenților de poliție. Vorbesc de salariul net la care se adaugă, evident, echipamentul, drepturile de echipament, dar și le cumpără. Deci primește și cheltuie banii respectivi, aproximativ 250 de lei și mai are cel care are, că nu toți au spor de specialist de clasă, s-a acordat anul trecut pentru 95.000, 3,5%, mai are sporul de solicitare neuropsihică. Ministrul de Interne mai spune că odată cu majorarea bugetului pentru 2022, creșterea salariilor este o prioritate. Sigur, bugetul pentru anul 2022, bugetul Ministerului Afacerilor Interne, crește cu 11%. În 2022 ar fi restanța de 1 pe 4 plus restanța din 2021, însemnând ceva peste 1 miliard de lei. Dacă s-ar aplica strict 1 pe 4, ca să vă spun valoarea, ar fi undeva la 270 de lei valoare netă pentru fiecare angajat. Zeci de tone de deșeuri aduse din Germania, Olanda și Italia au fost depistate în Vama Borș. Într-o singură zi, trei autotrenuri pline cu gunoi au fost oprite de polițiștii de frontieră și cei de la Garda de Mediu în doar câteva ore. O nouă crimă a avut loc în Iași. Un bărbat de 48 de ani și-a ucis o vecină pentru o sumă de câteva sute de lei. Oamenii legii spun că bărbatul a încercat inițial să o jefuiască pe pensionară, iar apoi a înjunghiat-o. Făptașul a fost reținut și urmează să-și afle sentința. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Scenele de groază au avut loc în podul Iloaiei, când un bărbat de 48 de ani a intrat în curtea unei vecine de 62 de ani pensionară, cu scopul clar de a o jefui, spun anchetatorii. În curtea casei, ieșanul a surprins victima, pe care a început să o lovească cu pumnii și să o împingă în bucătărie. De aici, inculpatul a luat un cuțit și a aplicat victimei mai multe lovituri, potrivit procurorilor din Iași. Anchetatorii au mai precizat că ieșanul nu a plecat cu mâna goală din casa victimei sale, ci a luat câteva sute de lei găsite în casă și telefonul mobil al victimei. În urma teribilei fapte, agresorul a umblat pe străzile din oraș până să fie săltat de anchetatori. Surse judiciare au mai afirmat pentru Bună Ziua Iași că suspectul cu antecedente penale ar fi știut că vecina lui avea o sumă de bani în casă. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Iași l-au reținut pe suspect sub acuzațiile de tâlhărie calificată și omor, iar acesta va fi condamnat pentru faptele sale. Scene de groază surprinsă în timpul unei clase. O profesoară din Slobozia și-a jignit elevii la aflarea veștii că unei fete i se făcuse rău înaintea unei teze la matematică. Filmarea surprinsă de un elev a ajuns acum și în spațiul virtual. Profesoara este cercetată disciplinar. Asta le
leșinat care test la matematică. Ați înțeles? Dar tot proastă e și tot o să rămână inteligentă. Uitați-vă la mine, mă, când vă spun să numărați, îmi spuneți câte. Bă, m-ați auzit? Bă, m-ați auzit? A murit asta? Ziceți-mă, a murit sau nu? Păi și atunci ce cam așa se educă elevii la Liceul Pedagogic Matei Basarab din Slobozia. Elevii clasei a 10-a se pregăteau să susțină teza la matematică, însă unei fetei se făcuse rău, drept pentru care directorul instituției a sunat la 112. La scurt timp după acest eveniment a sosit și diriginta elevilor, profesoară de limbă franceză. Aceasta a început să le aducă jigniri liceenilor, crezând că ei sunt cei care au apelat serviciile de urgență. Și nu ar fi acesta singurul episod de acest fel. Nervii profesoarei se pare că au fost întinși la maxim și în cursul anilor trecuți. Dascălul a fost surprins din nou cum în pragul disperării își jignește elevii. Voi nu pricepeți că e clasa 12 și trebuie să fiți dracu aici? Nu mai rezist pur și simplu. Nu mai pot. Duceți-vă, frații-mă, și aruncați-vă de poți. Credeți că plâng eu sau că plânge cineva pentru voi? Potrivit inspectoratului școlar județean din Ialomița, profesoara de limba franceză a renunțat la funcția de diriginte urmând să fie cercetată de comisia liceului în cadrul unei anchete. Conform unor informații, dascălul nu s-ar mai fi prezentat la școală în urma incidentului și chiar i s-ar fi făcut rău prezentându-se la camera de gardă a spitalului din Slobozia. Toate persoanele care intră în țară începând de astăzi au obligația de a completa electronic în termen de 24 de ore formularul digital de intrare în țară prin aplicația plf.gov.ro. Nerespectarea acestei obligații va fi sancționată cu amendă de la 2.000 la 3.000 de lei. Formularul nu trebuie tipărit pentru că la scanare va permite afișarea datelor din formular în aplicația informatică a Poliției de Frontieră, spun autoritățile. Diferența dintre numărul persoanelor care și-au creat cont în platformă și al celor care au generat formular este reprezentat de cei care au dorit să vadă cum arată aplicația, ce informații sunt solicitate sau care sunt pașii necesari pentru completare, arată comunicatul de presă al grupului de comunicare strategică. S-au format cozi imense în ultimele zile la toate punctele de intrare în țară din cauza filtrelor epidemiologice odată cu introducerea noului document Passenger Locator Form, însă autoritățile s-au grăbit să digitalizeze formularul, astfel că platforma PLF, devenită funcțională de duminică, a înregistrat 35.000 de conturi noi, iar 14.000 de formulare au fost generate deja, transmit reprezentanții STS. Astfel că cele mai multe documente au fost generate de persoanele care vor ateriza pe aeroportul internațional Henri Coandă și Avram Iancu din Cluj-Napoca, dar și punctele vamale Nădlac, Borș și Nădlac 2. Documentul digital a fost folosit pentru prima oară în Vâmbi, deocamdată doar ca un test, însă de săptămâna viitoare el va fi obligatoriu pentru toți cei care intră în țară. Polițiștii de frontieră încurajează românii care vin în țară de sărbători să folosească aplicația pentru a scurta timpul de așteptare la vâm și spun că verificările vor dura doar câteva secunde. În aplicația Poliției de Frontieră, într-un interval de câteva secunde, polițistul primește confirmarea existenței sau inexistenței formularului digital de intrare în România. În funcție de rezultatul verificărilor, datele sunt transmise către Direcția de Sănătate Publică în vederea luării măsurilor ce se impun. Cei care nu completează PLF-ul la intrarea în țară vor primi amenzi cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei. Formularul poate fi accesat și completat cu maximum 24 de ore înainte de a se prezenta la intrarea în România, nefiind necesar la controlul de frontieră în format electric pe hârtie. Polițistul implementează în bazele de date ale Poliției de Frontieră datele personale ale cetățeanului care s-a prezentat la control, iar în acel moment cetățeanul este verificat dacă a completat sau nu acest certificat de intrare în România. În cazul în care l-a completat și nu se impune măsura carantinei, persoana trece punctul de frontieră fără nicio altă problemă, iar în cazul în care persoana nu a completat acest formular, are obligația de a-l completa în termen de 24 de ore de la trecerea frontierei. Pe de altă parte, sunt cozi interminabile la intrarea în țară. Nervii românilor care se întorc acasă de sărbători au fost puși la grea încercare după ce aceștia au așteptat și 6 ore la vamă. Peste 170.000 de oameni au tranzitat frontiera de stat a României în ultimele 24 de ore monitorizate de autorități, dintre care 120.000 pe sensul de intrare în țară, a precizat ministrul afacerilor interne Lucian Bode. În ultimele 24 de ore, prin punctele de frontieră de la nivelul întregii țări au efectuat formalitățile de control aproximativ 170.000 de persoane, cetățeni români și străini, cu peste 48.000 de mijloace de transport. Pe relația cu Ungaria avem operaționale
26 de puncte de trecere a frontierei rutiere. Din aceste 26 de puncte avem 12 puncte de trecere a frontierei, cum este și Nădlac 2, la care făceați referire, internaționale, cu activitate 24 de ore din 24, 7 ore din 7. Într-adevăr, valorile de trafic au crescut foarte mult în ultimele zile. Media săptămânilor trecute era undeva la 100 de mii pe intrare-ieșire, iar în ultimele 24 de ore, pentru că am văzut tot felul de cifre date în spațiu public, vă dau cifra exactă, între ora 01 minut și ora 24, deci ultimele 24 de ore monitorizate, au tranzitat frontiera peste 170.000 de oameni. Dar la graniță este un haos de nedescris. Cauza principală a cozilor interminabile de la graniță este pusă pe seama controalelor epidemiologice efectuate la intrarea în țară. În punctele de frontieră terestre, după controlul de frontieră efectuat de colegii mei de la Poliția de Frontieră, există și acel triaj epidemiologic efectuat de către lucrătorii de la Direcțiile de Sănătate Publică, care îngreunează puțin intrarea în țară. Avem 3 ore jumate, 4 aproape, de când stăm la coadă. Să ne dați bani pe benzină cât am stat aici la VAM. Câte ore? 4 ore. 4 ore am de când stau aici la VAM. Din Germania. De vreo 3-4 ore. Existența faptelor de corupție la nivelul Ministerului de Interne este confirmată chiar de către Lucian Bodea. Acesta spune că se fac demersuri pentru a face curățenie la nivelul MAI, adică șpăgile și corupția să fie diminuate. Ne facem curat în propria ogradă. Sunt și uscături. Lucian Bode spune că a început deja curățenia la nivelul Ministerului de Interne și că angajații prinși în flagrant vor fi sancționați potrivit legii. Nu sunt informații, sunt certitudini. Sunt certitudini și numai săptămâna trecută, în urmă cu câteva zile, în această săptămână mai exact, noi, prin Direcția Generală Anticorupție, împreună cu DICOT, partenerii noștri, am procedat la ridicarea unor astfel de angajați ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, pentru că, încă o dată, dacă nu ne funcționează sistemul imunitar, și aici mă refer la DGA, la DGPI, cu siguranță avem probleme. Ministrul de Interne recunoaște că faptele de corupție au luat amploare în interiorul sistemului în ultimii ani. Ați văzut ce s-a întâmplat și la Poliția Rutieră și la Serviciul Poliției Rutiere de aici, de la București, de la Sibiu, de la Botoșani, ce s-a întâmplat la Serviciul de Permise și Pașapoarte. Ne facem curat în propria ogradă. Sunt și uscături, dar vorbim de un sistem cu 130.000 de oameni care funcționează. Alianța dintre PNL și PSD este nefirească. Declarația îi aparține prin vicepreședintelui PNL, Rareș Bogdan, care a recunoscut că această alianță s-a materializat, citez, strict pentru interesul național al României. Acesta a spus și care ar fi fost varianta ca Ludovic Orban să devină președintele PNL la congresul din septembrie. Ea este refirească, nu? Tot ceea ce am spus eu, președintele Iohannis, Florin Câțu, liderii noștri, de-a lungul timpului nu retragem, pentru că nu avem niciun motiv să retragem. E pur și simplu o alianță care e făcută strict pentru interesul național al României în acest moment. Nu este iubire, nu este nici amăgire, nu suntem nici îndrăgostiți și nici nu iubim pe cei din PSD, nici ei pe noi. Să știi că se vede așa de pur și simplu, în schimb, suntem extrem de maturi și chiar dacă am trecut cu greu peste declarații făcute, peste credințele noastre, peste sufletul nostru, am considerat că în acest moment România are nevoie de o majoritate stabilă. Iar în toată această ecuație, PNL a încercat să-și păstreze doctrina, mai spune prin vicepreședintele partidului. Am încercat să venim, să ne păstrăm doctrina, ideologia, proiectul nostru liberal pentru România și în același timp să încercăm împreună cu cei care au cel mai mare număr de parlamentari, că ne place sau nu ne place, luat în urma alegerilor din urmă cu un an de zile, acum sunt un an de zile, zilele acestea,
să construim o majoritate. Rareș Bogdan a vorbit și despre liderul PNL, Florin Câțu, întreba dacă și-ar fi dat demisia în eventualitatea în care Florin Câțu nu ar fi ieșit învingător din Congresul PNL. Rareș Bogdan a declarat că așa ceva nu ar fi fost posibil. Eu le-am spus tuturor, dacă eu, Emil Boc și Gheorghe Flutur ne punem lângă un candidat, acela va câștiga. Dacă nu mă puneam eu cu Emil Boc și cu Gheorghe Flutur lângă Florin Câțu, nu câștiga niciodată. Dacă ne puneam lângă Emil, dacă ne puneam lângă Ludovic Orban, azi era președintele partidului. Liber la mașini de lux și boliți pentru mai multe instituții ale statului, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care autoritățile de reglementare își pot achiziționa autoturisme fără să țină cont de costuri sau de capacitatea cilindrică. O nouă ordonanță de urgență controversată a fost adoptată de guvern. Printre zecile de prevederi pe care le conține, documentul mai prevede și eliminarea restricțiilor pe care autoritățile de reglementare le aveau în privința achiziționării de autoturisme. În ceea ce privește autoritățile de reglementare, care de acum vor putea cumpăra autoturisme fără limită de costuri sau de capacitate cilindrică, printre ele se numără Curtea de Conturi, care este condusă de Mihai Busuioc, ANECOM, condusă de Vlad Stoica, dar și ANR, condusă de Dumitru Chiriță. Până acum, singurele instituții care erau exceptate de la regulă erau administrația prezidențială, Parlamentul și Guvernul României. Referitor la restul instituțiilor publice, conform legii, acestea nu aveau voie până acum să achiziționeze autoturisme cu capacitate cilindrică a motorului mai mare de 1600 și mai scumpe de 18.000 euro, inclusiv TVA. Astfel că serviciile Parlamentului, administrația prezidențială, Curtea de Conturi, Secretariatul General al Guvernului, precum și alte autorități de reglementare pot achiziționa, în condițiile legii, autoturisme, după normative proprii stabilite, se arată în ordonanța de urgență adoptată de executiv. Prețul energiei electrice atinge noi recorduri pe bursa de profil Opcom. Cea mai recentă cotație arată că suma de peste 2300 de lei pe megawatt în vârf de consum pe piața spot. Ce înseamnă acest record de preț? Ne explică consultantul economic, domnul Adrian Negrescu, în legătură directă cu noi prin Skype la această oră. Bună dimineața, domnule Negrescu, mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Cum traducem așadar aceste cifre? Ce să înțelegem? Pentru consumatorii casnici trebuie să înțelegem că pe viitor prețurile vor crește. Cei care au avut 0,4 lei de pildă pe kilowattoră anul trecut, în primăvară sau chiar în acest an, probabil de la 1 aprilie 2022 vor plăti 1,5 lei pe kilowatt, adică o creștere de cel puțin 100-150% a prețurilor, pentru că asta este realitatea, este lumea în care trăim, în care costurile cu energia vor crește exponențial alături de cele ale gazelor. Piața spot, atenție, aceste prețuri pe piața spot nu se referă neapărat la consumatorii casnici, că la tranzacțiile dintre diferiții producători și distribuitori de energie au legătură în general cu mediul economic. Acolo există unde există o cerere semnificativă în această perioadă și noi fiind conectați cu țările din regiune, practic plătim prețurile la nivel internațional, cu toate că producem energie electrică. Așadar, veștile rele sau mai puțin bune continuă, din păcate. Domnule Grescu, vor reuși românii să-și plătească facturile în această iarnă? Va fi o adevărată misiune imposibilă pentru mulți dintre români să-și plătească facturile. Cel puțin în această perioadă, pentru cei care beneficiază de plafonări, probabil va fi o gură de oxigen această lege a consumatorului vulnerabil. Pentru ceilalți, într-adevăr, vor urma factori cel puțin cu 80% mai mari. Sunt deja factori care au venit în piață, le vom vedea în luna decembrie, acum pe final de decembrie, ianuarie, februarie, dar adevăratul vâlf al scumpirilor în zona de energie, adică și la gaze și la energie electrică, le vom simți după eliminarea tuturor facilităților la plată, undeva în luna aprilie, atunci când prețurile vor atinge maximul, vă spuneam, 1,5 lei pe kilowattoră față de 0,4 lei cât a fost la începutul anului. De ce? Pentru că, din păcate, costurile cu energia cu electrică, cu gazele, vor continua să crească. Astea sunt prognozele la nivel internațional. Iar ce vedem acum pe bursa de spot, undeva la nivel de 1600 de lei pe megawattoră, să nu uităm că în alte țări au ajuns deja la undeva de 400-450 de lei de euro megawattoră. Deci potențialul de creștere este în continuare și, ca să punem gaz pe foc, inclusiv prețul carburanților s-ar putea să crească. OPEC, Organizația Producătorilor de Petrol, estimează că prețul va ajunge din nou la 100 de dolari față de 70-80 cât este în prezent. Da, ne puteți da un exemplu de o factură la energie electrică? Dacă până acum plăteam 50-60 de lei, cât am putea să plătim din această iarnă?
Va fi dificil pentru mulți să plătească facturile, pentru că vor ajunge la o factură de 50 de lei, ne așteptăm la 70-80 de lei cel puțin să plătească. Dar cine mai consumă atât de puțin curent în România, în condițiile în care, de pildă, sunt aproape 2 milioane de bucureșteni pentru care încălzirea va reprezenta o provocare. Deja se anunță vremea rece și vor trebui să pună un calorifer electric în priză, să pună un boiler, și asta înseamnă că vor depăși foarte repede pragurile de consum care duc la plafonarea, la acele facilități oferite de autorități. Deci, cu siguranță, mare parte din populație, mai ales familiile cu 2-3 copii care încălzesc cu boiler, care folosesc foarte mult gaze, vor depăși acele praguri de consum și vor trebui să plătească prețurile la nivelul maxim prevăzut de contract. Asta înseamnă 0,95 de lei, cel puțin în zona energiei electrice. Asta înseamnă un preț dublu față de cel din primăvara acestui an. Da, ne-am fi dorit să veniți cu vești poate puțin mai bune acum, în prag de sărbători. Probabil în a doua parte a anului prețurile se vor tempera și abia în a doua parte a anului 2022 vom vedea o temperare a pieței de energie în zona asta de prețuri. Dar asta nu înseamnă că prețurile nu vor crește în continuare. Până atunci se vor împrumuta românii mai mult decât anul acesta? Asta este una dintre soluții? Da. Este o soluție și mulți apelează, mare atenție în special la pensionari care sunt în momentul de față momiți cu tot felul de oferte ale unor IFN-uri cu dobânzi uriașe. Mare atenție de unde vă împrumutați și la ce costuri, pentru că din păcate din ianuarie că dobânzile vor crește, Banca Națională urmează să ia o nouă decizie de politică monetară, adică ratele vor fi mai scumpe la credite, iar avansul pentru credite, mai ales în zona creditelor ipotecare, va ajunge la 25% pentru aproape toate creditele. Deci va fi mai scump să ții un credit și să gestionezi un credit. Așa că eu, 2022, din punctul ăsta de vedere, trebuie să fim foarte prevăzători cu banii și să ne gândim dacă salariul pe care îl câștigăm în momentul de față e de ajuns pentru a face față provocărilor, mai ales în zona asta de utilități. De asemenea, să nu uităm, alimentele sunt din ce în ce mai scumpe, probabil vor continua să se scumpească în prima parte a anului viitor, iar masa de Paște cu siguranță va fi cea mai scumpă din ultimii 10-15 ani, având în vedere prețurile semnificative ale produselor, în special a produselor alimentare de bază. Da, și până să ajungem la masa de Paște, domnule Negrescu, ne așteaptă un Crăciun și un Revelion. Ce le recomandați românilor care am văzut că au luat cu asalt magazinele sau cel puțin își pregătesc revelioane cu un buget de chiar și 4.000 de lei, am văzut unele declarații ale unor persoane. Așadar, ce le recomandați? Să fie mai cumpătați în această perioadă? În primul rând, să se bucure de sărbători, pentru că despre asta este vorba, să ne bucurăm de ceea ce ni se oferă, ceea ce putem să cumpărăm, dar într-adevăr să fim cumpătați, pentru că trebuie să ne gândim puțin în perspectivă, să începem să gândim în perspectiva următorilor 3-6 luni, să ne punem niște bani deoparte, să fim pregătiți pentru facturi, pentru că creșterilor, să ne organizăm bugetul care nu sunt neapărat necesare, mai ales dacă avem o familie cu copii, dacă avem pensiune. Da, avem ceva probleme cu conexiunea. Mulțumim mult pentru aceste informații, Adrian Negrescu, analist economic în direct pentru știrile B1 TV. Sute de locuitori din Madrid s-au deghizat în Moș Crăciun și au alergat pentru a aduna fonduri care vor fi donate oamenilor afectați de erupția vulcanului Cumbre Vieja de pe insula La Palma. Mai multe imagini vă arătăm după publicitate. Revenim. Emma Raducanu a fost votată de publicul britanic drept personalitatea sportivă a anului 2021 în Marea Britanie, în clasamentul organizat de BBC, campioană la US Open la doar 18 ani. Emma Raducanu este născută în Canada dintr-un tată român și o mamă chineză. The 2021 BBC Sports Personality of the Year is Emma Raducanu. Thank you. I mean, it's such an honor just to be amongst these nominees. I am really happy with this, of course, and I've watched Sports Personality of the Year growing up, so I'm really humbled to join the amazing past winners. And I'm also very happy for British tennis that we managed to get this award again.
Acum, în vârstă de 19 ani, Răducanu devine prima jucătoare de tenis care a fost desemnată personalitatea sportivă a anului de la Virginia Wade în 1977. Totodată, după câștigarea US Open de anul acesta, Emma a ajuns cea mai tânără britanică care a câștigat un titlu de mare șlem și prima femeie după Serena Williams care a câștigat US Open fără să piardă la set. În 2022, Emma va începe de pe poziția 19 după ce în 2021 a debutat de pe locul 345 mondial. Mii de oameni au ieșit pe străzile mai multor orașe din Polonia pentru a susține libertatea presei. Protestele au avut loc după ce Parlamentul polonez a votat o lege extrem de controversată care a fost criticată atât de Statele Unite cât și de Comisia Europeană. Aceasta din urmă a asemănat legea cu un nou atac la adresa statului de drept și a amenințat autoritățile de la Varșovia cu măsuri. Mai multe orașe din Polonia, printre care și capitala Varșovia, au avut parte de proteste menite să protejeze libertatea presei. Oamenii sunt nemulțumiți de un proiect de lege care, potrivit lor, ar limita libertatea presei. Legea, votată printr-un vot surpriză în Parlament, va împiedica companiile din afara spațiului economic european să fie acționari majoritari în companiile media din Polonia. În Varșovia, protestatarii s-au dus în fața Palatului Prezidențial pentru a pune presiune pe președintele Andrei Duda să nu promulge legea. Proteste au avut însă loc și în Cracovia. Protestele au fost susținute și de Donald Tusk, fostul președinte al Consiliului European, acum lider al celui mai mare partid de opoziție. Însă și Statele Unite au criticat legea și i-au cerut președintelui Andrei Duda să se opună proiectului de lege. Iar unul din cele mai mari posturi de televiziune din Polonia a inițiat o petiție online care până acum a atras peste 1,5 milioane de semnatari. În ultimii ani, sub guvernarea Partidului Lege și Justiție, Polonia a avut parte de atacuri repetate la adresa justiției, dreptul la avort a fost îngrădit, iar libertatea presei a fost amenințată. O parte a acestor probleme au atras numeroase critici și chiar amenințări din partea Uniunii Europene. De altfel, și cu această ocazie, Comisia Europeană a declarat că noua lege reprezintă un nou semnal negativ cu privire la respectarea statului de drept și a valorilor democratice în Polonia. Imagine poveste pe străzile din Madrid, mii de persoane îmbrăcate în moș Crăciun au alergat în scop umanitar pentru strângerea de fonduri care vor fi donate locuitorilor din insula La Palma, afectate de erupția vulcanului Cumbre Vieja. Vă reamintim că mii de oameni au fost evacuați și cel puțin 2900 de clădiri au fost distruse din cauza erupției vulcanului. Mii de oameni de toate vârstele s-au îmbrăcat în moș Crăciun și au participat la un maraton în scop caritabil. Alergătorii au pornit în cursă pe bulevardul principal din centrul Madridului. Mulți dintre cei care au participat la maraton au preferat să poarte pantaloni roșii scurți pentru a alerga mai ușor. Întreg evenimentul s-a desfășurat în condiții de siguranță sanitară, întrucât cu toții au purtat masca de protecție. Participanții au intrat în cursă pentru a strânge bani pentru persoanele care și-au pierdut locuințele în urma erupției vulcanului Cumbre Vieja din insula Palma. Vulcanul a afectat mii de oameni după ce peste 2900 de locuințe au fost distruse de lavă. Da, colega mea Georgiana Grădinaru urmărește de la oră la alta actualizările despre vreme. Bună dimineața, Georgiana! Cum ne va fi vremea așadar la început de săptămână și ce informații ai? Bun găsit, Ștefan, bun găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi mai sunt anunțate ninsori în țară și iată că în această dimineață deocamdată nu este nicio avertizare de tip nowcasting, însă va mai fi vânt pe parcursul zilei. Revin cu toate informațiile imediat. Te ascultăm cu interes. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vântul va sufla ceva mai tare, în special în zona Carpaților Meridional și a Carpaților de Cârbură, unde vor fi rafale de 80-90 km pe oră. La cote mai reduse se va simți prezența vântului și în regiunea estică a teritoriului și prin sud-vest. Ca aspect, vremea va fi închisă, cerul acoperit de nori pe arii extinse în jumătatea nordică a țării, vor fi înorări trecătoare în rest. La munte va ninge pe arii extinse, ninsoarea va fi viscolită, zăpada spulberată, iar vizibilitatea redusă în aceste condiții. Vor fi de asemenea precipitații mixte în sud-estul țării, în zona sudică și prin regiunea sud-vestică. În rest, pe aici, pe acolo, va mai ninge. Iar temperaturile zilei de astăzi vor fi cuprinse între minus 2 și plus 10 grade. La această oră, cel mai rece este la Joseni, unde se înregistrează minus 3 grade, iar cea mai ridicată valoare pentru moment este de 3 grade cu plus la Constanța. Chiar și în capitală se înregistrează această valoare deocamdată. Pe parcursul acestei zile vor
fi maximum 6-7 grade, mai ales în prima parte a intervalului vor fi condiții să plouă slab, valoarea aerului până dimineață va coborî undeva la minus 2 grade, vântul va avea o prezență moderată. În zonele de munte va ninge pe arii extinse, vântul va accentua senzația de frig, va viscoli zăpada, vor fi rafale în regiunea înaltă a Carpaților Meridional și a Carpaților de curbură de 80-90 de km pe oră, temperaturile sunt negative pe parcursul întregii zile. În zilele ce urmează, vremea se răcește la nivelul întregii țări. Mâine se anunță maxime de la minus 6 și până la plus 6 grade. Cerul va fi acoperit de nori și sunt anunțate ninsori din nou în regiunile de munte. Pe arii mai restrânse în rest s-ar putea să mai fulguiască, iar vântul va sufla ceva mai tare din nou în zona Carpaților Meridionali. La viteze mai reduse se va simți prezența vântului și în sudul, estul sau centrul teritoriului. Miercuri va fi chiar mai rece decât în mod obișnuit pentru data la care ne aflăm. Pe timp de noapte se anunță ger, mai ales în regiunea centrală. Izolat și în rest vor fi temperaturi de ger, iar pe timp de zi se pot înregistra de la minus 5 și până la plus 2 grade. Acestea au fost informațiile. Zi bună vă doresc! Te așteptăm și la ora 10. Mulțumesc, Georgiana. Final de jurnal, doamnelor și domnilor. Ne întoarcem la fix cu noi informații. Rămâneți aici!